fi dorit să nu fi luat viața atât de serios. Mi-aș fi dorit să fi trăit mai mult. Aș fi dorit să ofer mai multă fericire familiei mele. Mi-aș fi dorit să fi știut cât de prețioasă e viața, cât de specială și în același timp fragilă și nesemnificativă. Aș fi dorit să nu fi renunțat la visele mele atât de ușor. Într-o zi, viața va trece într-o secundă prin fața ochilor tăi. Asigură-te că merită să privești povestea vieții tale. Când ne uităm în urmă în viața noastră, înaintea morții, cu toții ne întrebăm, a însemnat viața mea ceva? A însemnat viața mea ceva pentru această lume? Am fost iubit? Am avut un impact în viața cuiva? A contat pentru cineva? Atunci, cu siguranță, nu vom fi preocupați de facturi, de cum arătăm. Cu siguranță nu ne vor interesa emisiunile TV atunci, înaintea morții. Nu ne va mai interesa deloc despre opiniile sau judecata altora. Înainte să-ți dai ultima suflare, astăzi ar fi cel mai bun moment să faci acea schimbare. Fă ca viața ta să conteze. Într-o zi, totul se va sfârși. Asigură-te că viața ta e plină de aventură, de pasiune. A trăi cu adevărat e cel mai rar lucru din lume. Mulți oameni doar există. Asta e tot. Nu trăi ca ceilalți, doar existând. Fii extraordinar, trăiește orice moment cu pasiune și uimire, nu lua totul de-a gata. Ce e important pentru tine? Ce vise ai? Urmează-ți visele, ce mai aștepți? Ai o singură viață, o singură ocazie de a trăi. Dacă ratezi, nu contează. Important e că ai încercat. Vei trăi cu mândrie știind că ai încercat. Pe cine iubești? Cine te iubește? Spune-le. Spune-le acum. Nu știi niciodată când vei avea ultima ocazie să faci asta. Păstrează-ți calmul când ceilalți își pierd cumpătul. Fii un lider când alții vor să te urmeze. Încrede-te în tine